Hello, hello! Salutare tuturor! Bine ați venit la un nou gameplay cu și așa zisele camioane mai vechi, să ne aducem aminte de vremurile trecute, când pe stradă ce mai circulau de fapt, acum nu cred că mai circulă. Am mai văzut cineva modelul ăsta? De Scania 143M? Eu n-am mai văzut de mult, tare. De câțiva ani. El arată frumos el. Îmi place. Singurul bug văd că aici la GPS. GPS-ul arată undeva pe centru parbrizului. Dar de fapt el e chiar lângă volan aici. Na. Și în rest... La exterior arată că la interior aproape numai că are două volane, nu? Șoferul. Bravo, are două volane. Și aici, dacă vedeți unde e carpeta aia interioară, parcă, a? Uitați și el se vede așa. A? Nu prea e fain ca lumea, nu? Da. Acum am observat și eu împreună cu dumneavoastră. Dar nu e nicio problemă că el... La interior arată destul de ok. Îmi place. Acum. Haide să nu se blocheze calculatorul. Să luăm o tură. Să luăm la o tură să vedem cum se descurcă o Nea Scania. Dai să luăm una mai mică așa, să nu pierdem timpul degeaba. Uite, fix asta. Hai să vedem. Și am pornit. Îmi place că se vede reflexia în geam. Aaa, ce lasdown. Cu blocatul vieții. Mănâncă prea multe resurse, să înțeleg. Oh my god, ce s-a văzut oglinda. Deci oglinda este invers pusă. Nu? A, nu, e prea... E dereglată, stai așa. Bă, pe bune, atâta e viteza maximă la asta. Doar 7 viteze, frate. Era retarder activat. Toți retarderul în viteze. Nu se poate. Stai să reglez oglinda aia vieții. Deci se reglează, deci fii atent la el. Îmi arată fix în față, nu? În spate. Doamne, frate. Stai așa.
front. Deci aia small right. Stai, vreau să văd eu mai așa. Așa, că aia mare nu-i nici, nicio folos. Da, alba l-am găsit. Nu-i nicio problemă, să mergeți dormiți. Da, stai pe două, frățicule. Sper să-i găsesc o tură mai mică, dar tot... Fuck, nani! Ai problemă, e vechi. Bă, după ce am și eu doi camionage și aia în ultimul mii. Să dormim de toți banii, de trei ori. Așa. Acum să căutăm o tură. Una mică, mică, mică de tot, 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 tot. Prea mare. Cea mai mică. Ai, uite, o luăm pe asta. Îmi place fel că... Ce se aude când pornește? GPS-ul ăla nu înțeleg nimic. Trebuie să nu 71 de kilometri pentru... What the fuck is this, man? Man! Mam, ce să le iau de la 7 kilometri, nu le iau pe asta de aici, că mai aproape. Trebuie să merg degeaba. Băi, ești nebun la cap! L-am luat pe galben, marș. Dar dispar tu, că n-am nevoie de tine. Bă, sper că GPS-ul ăsta nu-mi arată invers. Că văd că ăsta mi-arată așa și la invers. Vai! Joacă pe asta acum! Hai să luăm pe ăla, original. Pe ăla din bord. Mamă, bine că am ăsta acum. Iată, mă. I-a dat cu panică. Dacă am destul de bagulare. Dar îmi place că mă arată interiorul. Și exteriorul arată drăguț. Ala, ala, a rămas setat ăla vechi. Trebuia să merg în... Da, 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 da. Acum am înțeles. Și tare, volanul ăsta ești că e în covrig, așa, nu e perfect rotund. Hai că ăsta-i singurul de aici așa. Unde ești? Arată-te! Mamă, e băgat în pădure. Ce tare e covrigul ăsta.
arată bine, asta ne arată. Hai, pindetura asta arată bine. La GPS sunt două posibilități, l-am ales pe ăsta mai mic, mai are unul mai puțin mai mare, așa. L-am ales pe ăsta că e mai mic și mai finuț, dar de fapt nu vezi nimic din lampă la mare. Aia, acum am merg pus ce să fac. A, și poți să ai posibilitatea să spui, de exemplu, acolo sus, stațiile alea două, pe bord, pe aici. Pe aici, pe jos, pe, așa zis, nu-i cotiera asta de aici, dintre scaune, poți spui tot felul de prostii. Aici ai mai multe modele sus pentru carpeta aia sau ce. Deci e unul complex, dar păcat că are multe bug-uri, mai ales oglinda e penală tare. Deci fii atent, pac, l-am depășit, mi-arată în față oglinda asta, nu? Deci mi-arată în față dacă l-am depășit pe ăla. Și oglinda aia n-ac, acum oglinda aia e mică, de sus, care am reglat-o și o să văd. E neagră. What the fuck? Băi, du-te mă în curba vieții, că am dat bine de volan. Asta are puțin botul mai lung parcă, nu? Ah, fine, oricum... e plin de bug-uri. Eu l-am luat doar să vi-l arăt și dumneavoastră, să ne aducem aminte de modelele vechi. Dacă vă interesează, o să aveți un link de descărcare în descriere. Dacă n-ar fi avut atâtea bug-uri, mie mi-ar fi plăcut la nebunie. Dar nu contează acum asta. Următorul gameplay o să fie oricum un man. Mai model mai vechi, oricum DAF, nu știu, să mă hotărăsc. Scania și Mercedes vi l-am arătat, mai rămâne Iveco, DAF, MAN și Volvo, nu? MAN, Volvo. Mai bine vin cu un Volvo, prea viitoare. Ei, ce să mai vorbesc, mai bine rămâne o surpriză. Cât am la oră? Zi-mă să dau mai încet. Nu văd acolo un bol. Unde e acu? Bă, unde e acu? Așa, acu. Nici ăla nu. Așa, acolo se vede, dar celălalt unde? Nici n-are ac. A, bă, da, bătăle acolo, ia? Se vede? Da? Of, ce-am ales și eu noapte să merg. A, și mai are un bug, când dai pe fază lungă, farurile din față rămân instantanee, chiar și la pozițiile de... Nu era să zic o prostie, dar hai. Chiar și la poziție rămâne la fel, și la fază scurtă, și parcă așa am observat. O să ne uităm acum împreună când ajungem la final. Pe spate, frâna. E una peste alta cu... Deci stopul de frână e unul peste alta cu ăla, cu... Cum se numesc alea? Cu... Ăla de mai...
mașalier, fără de mașalier, îmi scapă acum. Se vede ca mai urea. Adică pătrățica e mică, care nu se numește pătrățică. Este împărțită în două, aia deasupra e pentru mașalier și aia deasupra e pentru accelerație. Uite cum se bagă asta în depășire. Uite cum o bag eu în depășire. Și noroc la timp. Câte la oră, 90, lasă așa încet. No, că se vede și aici în cabină ceva jos, când se analizeze. Așa de vechi încât se vede prin el. Un te bagi, hai de cap. Osnabrück. Osnabrück, eu de mai ce e ceva. Deci nu am nimic de descoperit, mergem la locație. Asta în bază. Da, ce mă uit, mă gândă că mă uit degeaba. Uite și acu. Hă? Când trebuie să se vadă, nu se vede. Doar pe lumină se vede, de fapt. Stațiile sunt mișto tare. Bine că am ventilatorul pe unul. Ești nebun? Uite-le, dă înapoi. Naaa! Vedeți că e schimbător acolo cum se face. Știuletele alea. Trebuie să intru aici, nu? Da. Degeaba. Am o chestie aici asta.
Nici asta nu mi-arată bine, pe bune? Da, nici aia nu mi-arată bine. Da, singura posibilitate e așa. Ce greu e! De ce e așa greu? Am dat pe sparchet. Am dat că există posibilitatea să te benoclezi. Așa. Și că tună când se oprește. Da. Eu nu știu, am putea... Am dat peste el. Ce am putut? Ok. Hai să vă arăt exteriorul. Mai am anunțit că e și noapte acum. Ok. Deci. Astea sunt pozițiile, da? Faza lungă se mai... faza scurtă se mai aprinde puțin. Faza lungă. Ioc. Da? Și pe spate. Ce-s cu farurile astea oarbe? Frâna. Manșalier. Deci manșalierul e în loc de... Dacă observați, în loc de poziție, da? Semnalizările sunt tot așa, încețoșate. Toate ca toate, dar... Dar e un model vechi și trebuie să-i respectăm anii. Asta, acesta a fost gameplay-ul cu Scania 143M. Până data viitoare la un viitor... data viitoare la un viitor? Până data viitoare... Numai bine. Numai bine, drumul riscat, cum vreți voi. Chiar și până în realitate, să fie drumul uscate, aveți grijă cum conduceți, să nu vă lași știri, da? Hai, v-am pupat, salut!